Am evitat luni de zile să fac video ăsta, dar pentru că mi s-a cerut foarte mult, mi-am luat inima în dinți și fac în sfârșit review cu Huracanul meu. De ce fac chestia asta? Vă știți că nu mă ocup de review-uri de mașini, dar o fac pentru că am făcut niște modificări speciale și este primul Huracan din România pe perne. Get down in the car, one time give it all. Bust it open, huh? Let me see your jaw. Get down in the car, one time give it all. Și probabil te întrebi de ce am ajuns cu jucăria asta. Îți zic cum văd eu mașina asta. Eu o văd precum o mașină cu telecomandă. Când eram mic, cred că n-am avut mașini cu telecomenzi foarte faine și exact așa o văd acum, exact așa o tratez. Nu este o mașină pe care să o folosesc daily, deși, sincer, ai putea să faci lucrul acesta, dar eu o văd efectiv ca o jucărie, ca o mașină cu telecomandă pe care vreau să scot afară atunci când vreau să mă distrez și să mă bine dispun. Ce înseamnă primul Huracan pe perne? După cum vedeți, mașina este foarte lăsată. Înainte avea suspensie normală pe arcuri, o suspensie super sportivă, cum se poartă la Lamborghini, dar acum este pe perne de aer. Aia înseamnă că suspensia este reglabilă, mașina se poate urca sus sau să o lași așa jos. Unde se folosește, evident, jos, că probabil o să vă gândiți unde dracu folosește așa? Păi e foarte simplu, la car show-uri, la întâlniri cu băieții, la oamenii pasionați de mașini. Cine nu e pasionat de mașină, cu siguranță nu apreciază așa ceva. Acum, un mare avantaj fiind faptul pe perne, e faptul că am observat că e mult mai confortabilă, să știți, la drum lung. Alte modificări pe care le-am făcut, am pus lip în față și praguri, după cum se vede. Evident, lipul și pragurile sunt pentru design. Am ales să pun pe cele mai ieftine de la Maxton, pentru că fiind prima mașină pe care o am modificată, cu siguranță o mai lovesc din când în când și n-am vrut să cheltui foarte mulți bani pe chestia asta, că mi-era teamă că se sparge. Bun, o altă chestie interesantă pe care am pus-o în spate, i-am pus eleronul, pentru că mi se părea mașina neterminată. Sincer să vă zic, parcă un supercar fără eleron, mie mi se pare că este un supercar care nu este finalizat. Eleronul, într-adevăr, ăsta a fost mai scump pentru că este full carbon. Evident că i-am schimbat și evacuarea. Ce face un pasionat auto când își cumpără o mașină mai puternică? O face să sune și mai puternic. Și am ales să pun evacuarea de la Novitec. Mi-a fost recomandată de cineva și o să-l întâlniți astăzi pe vlog. Are și soft de pops, face mai multe pâr-pâr-pâr. Bunica mi-a și zis, stând în spatele mașinii, bă, zici că e stricat acum mașina, pe lângă faptul că a urlat tare, acum face și ca o pocnitoare, dar în continuare am păstrat catalizatoarele și ca să fie omologată. Pe lângă asta, ce am mai făcut la ea, are aceste dungi portocalii, care știți deja sunt făcute din folie, iar pe lângă asta, evident, toată mașina este acoperită cu PPF. Eu când am cumpărat-o second hand la 19.000 de kilometri, pe jumătate de mașină avea PPF, acum are pe toată mașina și mulțumesc tare mult Bogdan de la Auto CBN din Timișoara, thank you, you are the best, ai făcut o treabă foarte bună. E o folie PPF care a venit direct gata tăiată și pur și simplu cei de la CBN au montat-o, dar sunt niște oameni foarte, foarte talentați. Bun, să mergem mai departe. Și după cum spuneam, modul ăsta evident că e doar pentru car show-uri și pentru poze, nu poți să mergi așa cu ea pe stradă, dar fii atent, pe o aplicație pe telefon ai conectată toată suspensia și are mai multe moduri. Evident, un mod este acesta când e super lăsată jos. Acum, haideți să vă arăt care este modul de stradă. Vezi, se ridică. Evident, se aude un pic de sunet că a pornit compresorul, o să-ți arăt și ce are în față, are un compresor pentru suspensie. Și ăsta este modul de stradă. Acum, ce apreciez foarte mult la modul ăsta este că poți să mergi absolut peste tot cu ea, dacă ești un pic cu atenție, având în vedere că are lipul. Tu nu lovești din cauza suspensiei joasă, deseori o lovești datorită lipului din față, că pur și simplu mașina e mai lungă. Dar ce apreciez de când s-a pus suspensia asta pneumatică e faptul că a reglat fața cu spatele. Acesta este modul minim de mers cu ea, cel puțin teoretic. Eu am încercat să merg 500 de metri și am lovit-o de două ori, deci sub nicio formă nu se poate merge cu ea așa. Dar fiți atenți, are un mod, acesta, stai să se regleze un pic. Acesta este un mod cu care poți să mergi maxim înainte-înapoi dacă drumul este foarte drept, deci maxim la car show-uri poți să mergi cu ea înainte-înapoi. De ce? Pentru că, uite, după cum vezi, dacă aș face stânga-dreapta de volan, ți-ar scoate aripa afară. Da, arată bine la show-uri să faci chestia asta, să mergi cu ea față-spate. Și, evident, are modul preferat care arată bine în poze când o pui direct jos. Apeși pe aplicație pe ultimul mod, o lași până jos și bam, ea s-a lipit de pământ. Acum, un alt lucru pe care îl apreciez la această suspensie este faptul că o poți ridica în modul de mers, dar extra să o mai ridici un pic. Deci, practic,
cu airlift-ul standard de la Huracan, nu era atât de ridicată precum o poți face din această suspensie. Huracanul are un airlift, adică doar botul ți se ridică sus, că care ea vine stock. Dar cu această suspensie tu poți să o ridici peste cât ar fi fost ea standard și se ridică și fața și spatele. Deci, practic, o faci mult mai ridicată decât era înainte. O altă chestiune care mi-am dorit-o foarte mult, știți deja că la întâlnirile cu băieții, mașina arată foarte bine fără numere și atunci când îi faceți o poză pentru Instagram, e super mișto să fie fără numere și eu nu aveam opțiunea asta, chiar mi-aduc aminte când am luat-o, aveam un plastic de numere care nu se potrivea la numerele normale și am cumpărat un plastic din ăla destul de urât. Dar fiți atenți ce am luat. Numere magnetice, dragilor, astfel încât foarte ușor le pui înapoi și, atenție, nu vă recomand sub nicio formă să mergeți fără numere, că nu este legal. Dau numărul jos doar în momentul în care sunt într-o parcare sau vreau să fac poze la mașină. Dragilor, nu aș fi putut să realizez proiectul ăsta fără bunul meu prieten Liviu de la Raliv, căruia îi mulțumesc foarte mult despre proiect și sunt foarte curios ce ți-a plăcut cel mai mult la proiectul ăsta. Mă, și eu îți mulțumesc pentru că am avut ocazia să facem primul Huracan pe perne din România. Eu fiind fan mașini low, mi-a plăcut și mie foarte tare și rezultatul și feedback-ul vezi și tu pe stradă. Și cum de ai avut curajul să te bagi să faci proiectul ăsta? Că, na, totuși, nu e ca și cum facem fiecare zi. Ne băgăm cam la tot ce înseamnă modificări pentru mașini, pentru că ne plac și știm unde trebuie să ajungem. Dacă cunoști destinația, cum va ajunge acolo, mai ușor sau mai greu. Liviu, care a fost partea cu care te-ai chinuit cel mai mult la această mașină? Cel mai greu mi-a fost să facem testele, o trebuie să conduc așa fel de mașină. Nu, într-adevăr, am testat-o foarte mult pentru a salva toate preseturile, pentru a înțelege la ce înălțime poți rula cu ea, la ce înălțime rulează în regulă, fără să atingă nici roțile în care înalgerici mașina pe asfalt. Deci partea asta de teste pentru a avea un rezultat. Cel okay. Mai bun. Bun, și portbagajul la Huracan, să știți că este foarte mic, abia aveam loc de un bag de apă. Da, Liviu, am mai băgat și alte chestii. În loc de apă, ce s-ar putea la un Huracan? După cum vedeți, am folosit jumate din portbagaj pentru butelie, care ne păstrează, ne magazinează aerul, care se umfle de 2-3 ori înălțimea corespunzătoare, dacă vrei să te joci cu ea în sus, în jos. Compresorul, modulul de la management, modulul de la airlift, care blocul de valve. Și, evident, acum este, adică nu evident, acum avem aici un setup basic pentru a funcționa sistemul, dar, cum ziceai și tu, pe parcurs putem face un setup trunk ceva mult mai special. Mai... Ce ai mai face la ea? Evident că tot timpul se poate mai bine. Se pot ajusta și adăuga elemente de design. Nu ar schimba cu nimic funcționalitatea, însă ar putea arăta mult mai wow. Cum, și pe lângă cum asta ai fost și o surpriză la mea, pe lângă faptul că abia băga un troller, acum nu mai poate să mai bage absolut nimic, dar măcar o poșetă. Arată bine în poză. Exact. Bun. Liviu, sunt curios la proiectul ăsta, ce ai mai modificat acum? Ce ai mai face tu la mașina asta ca să arate mult mai bine? Știi bine că are nevoie de jante, pentru că pentru mine orice mașină cu orice jante stock nu are nicio... Nu e aparte, nu e interesantă. Mai ales acum... Evident, e nevoie de alte jante pentru a aduce la un fitment perfect și a arăta cât mai wow, pentru a închide, să zic așa, proiectul. Deci, jantele ai schimbat, da? Jantele a schimbat, din punct de vedere, ți-am zis, și estetic. În primul rând, nu prea văd cromul în care ce căuta pe mașina asta. Adevărat. Și în al doilea rând, ca fitment, pentru că acum, la cum am adus-o, am putea profita de spațiul pe care îl mai avem, da? Pentru a ajunge cu ea la linie să fie perfectă. Am putea crea o jantă mai concavă. Excelent. Acum, dacă te uiți la mașină din lateral, fața arată în regulă și aripa vine frumos la linie, iar spatele nu are loc să coboare și rămâne vizibil o parte din cauciuc. Da. Deci... Și știi ce aș mai face eu extra? Aș mai pune și un body kit, dar mi-ai zis că pentru body kit, pe lângă faptul că este foarte scump, adică e gen cât pe la 40.000 plus. Mașina nu e ieftină. Îl găsim sub 40.000. Depinde ce e, toate sunt la ordinul 10.000, sunt câteva branduri, dar nici mașina nu e ieftină, nici rezultatul nu e... Da. Și la body kit trebuie tăiate aripile și pe față și pe spate, nu? La body kit, da, trebuie tăiate aripile pentru a coborâ mașina în același, la fel de mult ca acum, pentru că ăla va fi mult mai lat, roata va ieși mult mai în exterior și clar, ea nu mai are loc acolo unde acum și-a găsit ceva loc să intre sub aripă.
ar trebui tăiate ambele aripi. Da. Sunt curios, dragilor, voi ați schimba jantele pe mașină? Scrieți-mă în comentarii și totodată spuneți-mi dacă ați pune body kit pe ea sau ați lăsat așa, oricum mașina deja nu mai e stock, nu spuneți ideea că mașina e mai frumoasă stock, e mai fain așa. Fain e în funcție de gustul și fiecare face fain cum îi place. Yes. Da, și așa cum se cade, trebuie să facem un test la drum, pentru că la orice review șmecher de mașini se face testul. Cred că ar fi mai șmecher să tu doar să te filmezi tu pe tine după reacție, că eu deja sunt destul de obișnuit cu ea. Dar acum nu ca și fiu ceva șoferul lui pește prăjit, dar na, am făcut câteva cursuri la Titi Aur. De hater să fii să nu-ți placă mașinile. N-are cum să nu-ți placă. Downshift-ul ăsta e ceva... Asta. Deci fii atent, de când am pus airlift-ul, un pic, nu mai e așa de țapănă. Înainte era platou, efectiv, și era un platou de lemn. Acum un pic are un mic balans, dar nu îl simți, cred că și cum mergi tu pe track toată ziua sau ceva. Acum depinde și ce apreciezi mai mult, ce ai nevoie, da? La cât de... Merge foarte mult. Simți cum ia un pic înclin acum. A, nu foarte mult. Mi-am și foarte obișnuită cu ea. Da. Bă, apropo, o chestie, i-am uitat să zic, e 4x4. Asta a fost o chestie foarte importantă, având în vedere că e primul supercar pe care mi l-am cumpărat. Am vrut neapărat să fie 4x4. Și mulțumesc, Vlad, pentru asta de recomandare, că tu mi-ai avut ideea asta. Pe tracțiune spate are tendința să fie un pic mai dangerous, pentru că mi s-a și blocat centura în puii mei. Ne facem o plecare. Da, motorul a aspirat rupe. BGT e biturbo. Și acolo simți un pic turbolagul ăla după ce te obișnuiești, dar puțin, nu tare, dar pe aspirat n-ai feeling-ul ăla. Asta de motor aspirat. A, apropo, încă o chestie care m-a determinat pe mine foarte mult să iau decizia să-mi iau mașina acum e că am auzit că nu prea o să mai fie V10 de ăsta, motorul ăsta cu benzină, și na, sincer să zic, mașina nu aș vinde-o absolut niciodată decât dacă aș avea probleme financiare foarte mari. Dar așa o văd genul de mașină pe care să o ții forever dacă ești petrolhead. Agită ceva să vezi pe față. Spune zâmbetul ăla tânt. Hai să punem un pic și pe strada, să vezi cum se aude pe strada. Uite, pe strada, vezi? Devine ca o mașină destul de normală, nu mai are gălăgia aia super hardcore. Deci poți să mergi cu ea lejer prin oraș. Mie, în general, în oraș merg pe strada, că știu că popsurile alea nu sunt plăcute de toată lumea. Dar uite, vedem o chestie interesantă. Ești într-a 7 acum, da? Deci noi mergem într-a 7. Și acum dacă vreau să accelerez, fii atent, eu sunt cu pedala până în jos de accelerație și uite că nu prea accelerează. Și ultima clipă a dat ciocanul ăla, știi? A dat kick-ul ăla. Deci ea practic o bagă repede într-a 7-a, după aceea tu nu ai pedala. Adică e greu să o folosești ca o mașină normală. Pentru că adică cui nu-i place viteza, pentru că kick-ul ăla de la final doar ăla te bagă în scaun, dar restul parcă n-are, uite. Simți? Eu sunt pedala până jos. Și ultimul click, am băgat-o din 7 în 3 și box. Adică e foarte interesantă chestia că parcă nu știe să meargă încet. De aia zic, oamenii ăștia parcă s-au gândit numai să facă experience-ul ăsta de simți ca la Formula 1. A, apropo, mai o chestie interesantă. Acum am pus-o pe sport. Pe sport merge pe automat, dar pe Corsa trebuie să schimb neapărat de pe padele. Deci am rămas pe Corsa, schimb de pe padele. De aici. Apropo, cutia asta dual clutch, să știi că rupe. E interesantă tare dual clutch-ul. Bun. Deci, hai să punem un pic și pe automat. Acum suntem pe automat. Bun. Și acum hai să mergem un pic pe sport, pe automat. Să vedeți cum merge. Popsurile sforță și pe sport. Asta, apropo, e o chestie care îmi place mult, că pe strada închide valvele, nu faci gălăgie în oraș, iar pe Corsa le deschide ca lumea. A, mai e un lucru care nu-mi place deloc la mașina asta,
fii atent, cea mai proastă chestie, bă, n-ai un buton de sunet. E prostia asta, aici dai sunetul mai tare, mai încet la muzică, de aici, și îți distrage foarte mult atenția tableta asta. Deci asta e o chestie care nu mi se pare bine gândită. Era bun aici un buton de muzică. Yeah. Aveam la Audi A5, adică ai buton de muzică sau pe volan, uite, tot ai impresia că asta de aici e volumul mai tare, mai încet, când de fapt e ștergătorul. În schimb, un lucru foarte bun pe volan, semnalizările. Noi suntem toți obișnuiți cu bățul de semnalizare și mereu așa obișnuit, dar are semnalizarea aici. E foarte, foarte utilă. Când te dai un pic cu mașina, să știi că e mult mai tare să semnalizezi de aici și oprești tot de aici cu un click. Asta e mega practic. Chiar un lucru foarte bun. Da. În rest, butonele de geamuri sunt aici. Aici deschizi geamurile. Asta mi se pare destul de practice, butonele de aici. Aici era liftul înainte, dar acum nu îl mai apăsăm că dă eroare. PSP, o semnalizare, parcare și culmea are ăla de start stop la semafor. Am un lucru care mă enervează, mașina e automată, dar un lucru care mă enervează foarte tare, n-ai auto hold la semafor. Asta e destul de obositor când mergi mult la drum. Restul totul dai de aici, climă, toate astea sunt aici, nu foarte practice neapărat. Ce îmi place foarte mult la mașina asta, are un adevărat talent să pună un zâmbet pe fața ta. Oricât de trist ești, când o auzi, parcă pune zâmbetul ăla larg pe tine, în sensul că e o mașină gândită și la 20 la oră și la 100 la oră să te facă să zâmbești datorită sunetului, datorită faptului că are motorul în spate și în permanență ai impresia că se întâmplă ceva, chiar dacă mergi foarte încet. Din categoria cele mai des întâlnite întrebări este ce motor are și câți cai puteri. Are un V10 5.2 639 de cai, având în vedere că are softul de pops, eu mai dat cică 30 de cai, nu știu cum să zic, pe testate. Motorul de V10 e amuzant când îl vede cineva care e pasionat de mașini, întreabă dacă e ștanțat cu Vio pe mașină. Întreținere și cât consumă, teoretic e bine să-i faci schimbul de ulei undeva la 5.000 de kilometri, deoarece cartea tehnică zice că poți să faci la 15.000 de kilometri. Eu personal fac la 5.000. De ce? Pentru că niciodată nu mergi cu mașina la plimbare. Tot timpul adevărul că ești să te cam dai cu ea și atunci mașina funcționează la temperaturi înalte, deci trebuie să schimbi la 5.000. Deși cartea oficială spune la 15.000, din păcate serviciul în România nu prea ai servisuri autorizate, trebuie să te duci la Lambo, există doar la București, Viena, Budapesta. Un lucru care am observat că nu mi-l place deloc la mașina asta și sincer să zic, dacă n-ar avea chestia asta, aș scoate un pic mai des pe stradă. Faptul că am observat că la o anumită categorie de oameni este genul de mașină care atrage destul de multă invidie prin felul prin care arată. Ăsta este și motivul pentru care nu ies în fiecare zi cu ea în oraș, pentru că nu de asta mi-am luat-o, ci mi-am luat-o doar ca să fie o jucărie pentru mine și atât. Acest video nu a fost cu o povață de business, cum fac eu de obicei, dar sper că te-ai simțit bine în timp ce te-ai uitat la el. Dacă ai orice fel de întrebări despre Huracan, despre pasiunea asta auto, lasă-mi evident întrebarea în comentariu și abonează-te pe canalul meu de YouTube, eu fac chestii de business dacă te pasionează. Îți mulțumesc că te-ai uitat!